Sărbătoare mare în rândul militarilor din cadrul batalionului 53 Geniu Scorilo din Deva. Aceștia au găzduit un eveniment dedicat marcării zilei forțelor terestre din care fac și ei parte. Ceremonialul a început cu prezentarea onorului, intonarea imnului de stat și săvârșirea unei slujbe religioase. Apoi a fost citit mesajul adresat de Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale, către militarii din forțele terestre. Istoria forțelor terestre se identifică cu istoria armatei României. Participarea la marile evenimente militare din istoria românilor, dar și acțiunile în sprijinul populației greu încercate, de vicisitudinile naturii, a demonstrat întotdeauna valoarea ostașilor noștri și justețea încrederii pe care poporul român a investit-o în armata sa. Această sărbătoare îmi oferă plăcutul prilej de a-mi adresa dumneavoastră, militarii forțelor terestre, să vă felicit pentru dăruirea și patriotismul de care dați dovadă în îndeplinirea misiunii constituționale de apărare a țării. Dumneavoastră, împreună cu celelalte categorii de forțe, sunteți imaginea de azi a Armatei României, capabilă să se asume misiunile ce-i revin, atât în interiorul frontierelor naționale, cât și în afara acestora, acolo unde valorile în care credem și pe care le apărăm sunt puse în pericol. La eveniment, alături de militarii activi sau în rezervă, au luat parte și oficialități locale și județene, care, la rândul lor, au transmis un mesaj ostașilor din forțele terestre. Forțele terestre au fost permanent o referință atât pentru celelalte categorii de forțe, dar și pentru națiune. La această sărbătoare, onorăm sacrificiul militarilor care s-au jertfit în luptele împotriva celor care au atentat la independența României, și îi punem la loc de cinste pe toți eroii căzuți la datorie în teatrele de operațiuni din Europa, Africa sau Asia. De asemenea, le arătăm recunoștință tuturor celor care au participat la exerciții și misiuni pe teritoriul țării noastre sau dincolo de frontiere și care au contribuit la îmbunătățirea imaginii foarte bune de care se ocupă România printre aliați și parteneri. Astăzi este o zi specială pentru militarii care fac parte din cel mai reprezentativ corp al Armatei Române, Forțele Terestre. Imaginea foarte bună de care se bucură România se datorează și dumneavoastră, militarea Forțelor Terestre. Ați demonstrat spirit de sacrificiu exemplar, o pregătire profesională riguroasă și o capacitate de integrare deplină în structurile nord-atlantice. Forțele terestre reprezintă o componentă importantă a securității României, având capacitatea de a acționa în toată gama operațiunilor militare. Manifestarea de la Deva, dedicată sărbătoririi Zilei Forțelor Terestre, s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, special constituite cu ocazia acestui eveniment.